Bună ziua, astăzi vă voi. Bună ziua, astăzi vă voi arăta cum puteți asculta muzică de pe YouTube sau tutoriale, doar sunetul cu ecranul închis. Deci puteți să ascultați muzică sau ce spun alți youtuberi la tutoriale, la jocuri, la alte videouri. Puteți asculta și făcând altceva în sistemul la Android. Da, această setare eu o fac în Android 5. Este posibil să o faceți și în Android 6 și 7 și 8 și mai sus de 8 și 4 și și Android KitKat și Jelly Bean și dacă aveți și Ice Cream Sandwich, deoarece trebuie să aveți doar Chrome de la Google, care se descarcă din Magazin Play. Intrați în Magazin Play și scrieți Chrome. Și le instalați sau instalați Chrome Beta sau Chrome Dev sau Chrome Canary. Bine, deci intrăm pe Chrome. Și vom intra pe YouTube. Încercați să scriu cum tinta satura, dar am reușit. Așa, mi s-a deschis YouTube. Dacă vreți, vă dați că am ieșit. Dacă vreți, vă logați aici cu contul de Google. Da? Și vă va memora și vă scrieți muzica preferată sau playlist-ul, depinde. Și acum, dacă, după cum știți, dacă intrăm aici, ne apare notificări, această notificare cu voltaj, dar dacă îi dăm Home, se va opri muzica. Sau tot la fel și dacă închidem ecranul. Așa că trebuie să apăsăm pe aceste trei puncte de aici. Acesta de aici de la Chrome. Sau să ținem apăsat pe butonul înapoi. Eu am J3 2016. Așa fac. După cum vedeți, când ating ecranul este această bulină. Da, nu voi atinge ecranul, voi ține apăsat pe butonul înapoi și s-a deschis cele trei puncte de aici. Da, și vom da pe versiune site desktop. Se va face ca pe desktop. Durează un pic până se încarcă. Cum vedeți, se aude. Avem și notificări. Dacă dăm home, veți avea notificări și puteți da play. Deci putem rula o melodie dinainte sau de înapoi, dacă e un playlist. Putem închide chiar ecranul. Stați, să dau drumul la muzică. Închid ecranul, este acum cu ecranul închis. Putem să controlăm și de aici. Să apăs stop. Și dacă mă duc, de exemplu, în altă aplicație, cum ar fi, nu știu, Clash Royale. Și vreți să ascultați muzică, dar nu aveți în memoria telefonului, îi dați de aici play și dau de pe fundal. Dacă dați mai încet, se dă și muzica.
momentan. Ca să închideți această funcție, vă duceți pur și simplu aici și dați pe modul pe versiune site desktop și vă întoarce înapoi în versiunea site telefon sau dacă avem play. Dau de aici. Ca să o închid, doar dau, nu mai merge, probabil era o versiune mai veche de Chrome, dar acum ca să o închidem, apăsăm pe versiune site desktop, revine în versiunea site pentru telefon. Nu, decât în modul pentru telefon. Merge să ștergeți de aici. Notificarea. Da. În următorul videoclip vă voi arăta cum puteți să vă instalați Clash Royale cu hack sau server privat, cum îi mai spune. Da. Deci cam asta a fost cu acest video. Nu uitați să îi dați like, share și subscribe și să apăsați pe clopoțelul din dreapta abonării pentru a primi fiecare notificare. La revedere!